Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Amin! Încep prin a-mi cere iertare pentru încurcătura cu venirea mea încoace și dacă mă îngăduiți și mă iertați ca să putem sluji liniștiți, continuăm să slujim împreună în seara aceasta. Amin. Mi-a pus Domnul pe inimă pentru seara aceasta să privim împreună Sfintele Scripturi la binecuvântare și blestem. Vă citesc mai întâi din cartea Deuteronom, capitolul 30, unde Domnul vorbea prin Moise către Israel, citesc de la versetul 15 la 20. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc ca să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești, să te mulțești și ca Domnul Dumnezeu tău să te binecuvinteze în țara pe care vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că îți veți pieri. Și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeu tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale, și numai așa vei putea locui în țara care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Amin. Cel ce a pus în fața poporului binecuvântarea și blestemul a fost Moise, sub directa călăuzire a lui Dumnezeu. Și privind în Sfânta Scriptură, nu este greu de aflat că cel care a rostit pentru prima dată binecuvântarea a fost Dumnezeu. Aceasta a fost prima lui intenție, planul inițial pentru om. În cartea Genesa, imediat ce i-a creat, versetul 27, în versetul 28 este scris: Dumnezeu i-a binecuvântat. Și iată conținutul binecuvântării: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dar nu-i greu de observat totodată, două capitole mai târziu, după căderea omului în păcat, Dumnezeu este cel din tâi care rostește blestemul. Scrie în capitolul 3, versetul 17, blestemat este acum pământul din pricina ta. Și apoi, un capitol mai târziu, capitolul 4, după ce blestemase, deci pământul, Dumnezeu a blestemat și omul păcătos, scrie aici despre Cain, versetul 11, acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Deci, nu numai că fiii lui Adam și a Evei, între care și Cain, munceau pe un pământ blestemat, dar a ajuns însă omul blestemat datorită agravărilor stărilor de păcat. În istoria umanității este multă binecuvântare și mult blestem. Și ambele îl au la origine pe Dumnezeu. Și oamenii au dreptul, în mod special în Vechiul Testament, să binecuvinteze și respectiv să blasteme. În Noul Testament ne este recomandat să binecuvântăm, nu să blestemăm. Spunea Apostolul Pavel, citesc din Roman, capitolul 12, versetul 14, binecuvântați și nu blestemați.
spunând să binecuvântăm chiar și pe cei ce ne prigonesc. El își bazează afirmațiile pe vremea de har pe care noi o trăim și despre care scrie și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, scapă versetul la care am vrut să fac referire, poate îl zăriți dumneavoastră, binecuvântați și nu blestemați. Ca să facem studiu biblic împreună, să contribuim toți. 1 Petru 3:9, mă scuzați. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Doamne, ajută-ne! Vreau să vă arăt din mai multe pasaje din Scriptură, citindu-vă acum din cartea Numeri, și reamintindu-vă că Balac a chemat pe Balaam să blesteme pe Israel, cunoaște situația. A trimis după el în altă țară cu dorința aceasta. Scrie în Numeri 22, versetul 6. Vino, te rog, să-mi blastem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Căci pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Acum eu întreb, avea Balaam puterea aceasta să fie el stăpân peste binecuvântare și respectiv peste blestem? El nu putea să facă decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu e cel ce aprobă binecuvântarea sau blestem. Dar Balac nu știa despre Dumnezeu, el credea că această putere, așa cum o înțeleg oamenii din lume, magie albă sau magie neagră, stă în stăpânirea oamenilor. De aceea Balaam este nevoit să răspundă după ce binecuvintează de câteva ori, mutat în câteva locuri. Citesc din capitolul 23, versetul 20. Iată că am primit poruncă să binecuvintez. De unde poruncă? De la Dumnezeu. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Tot despre aceasta, încredințat de ceea ce Dumnezeu poate să facă, iată ce mai zice el. Citesc tot din cuvintele lui Balaam. Capitolul 23, versetul 8. Cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Însă oamenii lui Dumnezeu au fost conștienți că de la Domnul vine binecuvântare. Iată, vă dau doar un exemplu, persoana lui David, cartea 1 a Cronicilor, capitolul 17. Sunt cuvinte adresate Domnului în rugăciunea lui. Și cred că ne-am rugat fiecare dintre noi ca Domnul să dea binecuvântare. Cu asta începem viața, copiii aducem la binecuvântare, când tinerii se căsătoresc, îi aduce să-i binecuvânteze Domnul. Se ruga David, deci 1 Cronici 17:27, binecuvântează dar casa robului tău, ca să rămână pe vecie înaintea ta.
căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Amin. Amin. În ideea asta, dragii mei, chiar dacă cineva vă blestemă, să nu vă temeți, de un singur lucru să vă temeți, de Domnul, să nu vă blesteme El. Înțeleptul spunea în Cartea Proverbele, în capitolul 26, versetul 2, cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Cu alte cuvinte, Domnul binecuvintează pe cei ce se tem de El. Domnul blestemă pe păcătoși. Dacă oamenii lui Dumnezeu sunt în acord cu El, au putut să rostească, în primul rând, binecuvântare. Dar vă rog să vă amintiți de Elisei, care într-o situație a blestemat pe niște copii și s-a adeverit. Au ieșit oiuși din pădure și au omorât câțiva zeci dintre ei. Sau, mă gândesc la Iosua, care a blestemat cetatea Erihon, și cine a îndrăznit să o rezidească, după sute de ani, a suportat efectul blestemului. Dar dacă cineva blestemă pe un pocăit, cum nu prinde binecuvântarea la păcătos, așa nu prinde blestemul la sfinți. Dumnezeu binecuvintează pe poporul Său și rugăm să o facă. Amin. Dar să știți, așadar, că tot de la Domnul poate să vină vreo formă de blestem. Și oamenii sunt neputincioși în fața autorității lui Dumnezeu. Cât despre forțele întunericului, nu vă temeți. Am auzit situații în care unii au îndrăznit să meargă la vrăjitori sau să rostească blesteme împotriva sfinților. Cum zic oamenii, s-a întors blestemul asupra lor. Exact cum scrie în Psalmul 109, se împlinește exact ceea ce este scris. Versetul 17. Îi plăcea blestemul să cadă asupra lui. Nu-i plăcea binecuvântarea să se depărteze de el. Se îmbrăca cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui. Îi pătrunde ca apa în lăuntrul lui. Cred că ar fi deprisos să vă întreb dacă ați blestemat pe cineva. Nădăjduim că nu va supăra nimeni atât de tare încât să-i doriți răul. Eu v-am reamintit întreagăt că noi, în vremea bisericii, suntem îndemnați să binecuvântăm. Amin. Și să le dorim oamenilor mântuirea. Va veni și vremea blestemului, dar, zice Solomon, toate lucrurile și-au vremea lor și, potrivit legii Harului, nu-i momentul pentru blestem. Dragii mei, vreau să vă arăt în continuare cum poate să fie binecuvântată și respectiv blestemată o adunare. Și întreb adunarea din Milano, sau ar fi deprisos să o întreb, cum ați vrea să fiți, o adunare binecuvântată de Domnul sau blestemată de Domnul? Ascultați în ce condiții binecuvântează Domnul o adunare. În Scriptură, prima dată avem de-a face cu o adunare cu poporul evreu ieșit din pustie, când se adunau cu toții înaintea Domnului. Vă citesc din Cartea Exod, capitolul 23, versetul 25. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi depărta boala din mijlocul tău. Frumoasă binecuvântare! Să te întrețină Domnul, să ai cele necesare și să fii sănătos. Am întâlnit pe un frate care spunea, m-am rugat Domnului în tinerețe să mă aibă în vedere pe mine și pe cei din neamul meu, să ne dea cele necesare, n-am cerut bogăție, dar am zis, Doamne, dă-ne pâine și dă-ne și sănătate. Și spunea, am 80 de ani și Dumnezeu m-a ascultat.
Ca să binecuvinteze Domnul adunare, li se cere să slujească. Știți că acesta a fost motivul pentru care Moise s-a dus la Faraon și a cerut să dea drumul poporului evreu? Ascultați ce vă citesc din Exod, capitolul 5. Versetul 1. Lasă pe poporul meu să plece și să prăsnuiască în pustie un prasnic în cinstea mea. Și tot mereu Moise reamintește lui Faraon să lase pe poporul Domnului să meargă să slujească. De exemplu, capitolul 10, versetul 7. Până și slujitorul lui Faraon au înțeles asta. Până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi, lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul. De ce pierea Egiptul? Fiindcă nu acceptau ca poporul să slujească Domnului. Așa după cum se cuvine. La un moment dat știți că Faraon le-a propus să slujească acolo în mijlocul lor. Și Moise nu a acceptat asta, considerând că ar fi o urăciune pentru egipteni să slujească Domnului în mijlocul lor. Scrie asta în capitolul 8, versetul 24, 25, citim. Duceți-vă și aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeul nostru jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni. Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru după cum ne va spune. Și a venit blestemul peste egipteni. Le-a zdrobit țara, le-a nimicit agricultura. Până la urmă s-a atins și de oameni, că nu îi lăsa pe evrei să plece. De-abia în final, așa cum știți, s-au decis. Și spune Scriptura, vă citesc din capitolul 12, versetul 31. În aceeași noapte Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă și ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copilul Israel, duceți-vă și slujiți Domnului cum ați zis. Mă bucur că în seara asta sunteți la adunare, asta înseamnă să slujiți Domnului. Aleluia. Să știți că pentru asemenea acțiuni Dumnezeu va binecuvânta. Domnul este credincios. Și câtă vreme îi vom sluji cu inimă, El ne va binecuvânta, nu vom duce lipsă. Dumnezeu spunea la un moment dat evreilor că atâta vreme cât nu vor lipsi de la casa Domnului, nimeni nu le va râvni țara lor. Câte vreme vor ști să slujească Domnului în fiecare timp. Cartea Exod și în mod special cartea Deuteronom relefează aceste adevăruri. Vă arat acum însă și din psalmul în care l-aș citit la timpul de rugăciune, psalmul 133, același adevăr. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frați împreună. Este ca un delemn turnat de pres, care turnat pe capul lui se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor. Când lua Aron veșmintele? Când făcea slujbă. Se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea. Întreb, dacă vrea poporul din adunare să fie binecuvântat, va putea cineva să fie binecuvântat acasă? Domnul dă binecuvântare poporului său când este adunat pentru slujbă. Domnul se prezintă în mijlocul lor și își rostește binecuvântarea peste ei. Domnul Hristos spunea, Matei 18, acolo sunt 2 sau 3 în numele meu, voi fi și eu. Și Domnul când vine, binecuvintează. Cine lipsește, spuneți-i că lipsește de la binecuvântare. A fost pe vremea comunistă o problemă într-o biserică, frații au avut o dispută, cum se întâmpla atunci, a fost inspectorul de la culte.
Și cunoștea pe oameni de la reclamații, de la discuții, pe cei din conducere, evident. Și într-o duminică, el era liber și mergea la țară, unde avea, pare mi se, părinții, și zice șoferului care mergea, ia oprește puțin. Se dă jos din mașină, îl vede pe un pocăit, duminica pe la 10 și jumătate dimineața. Spune, mă, dar nu ești la biserică. El știa că s-au certat. Și ce îi vine așa o inspirație inspectorului și spune, măi, eu de la voi am învățat că unde e doi e Dumnezeu. Dar acum învață tu ceva de la mine. Unde e numai unul singur, e Satana. S-a simțit fratele mustrat și a zis, eu nu mai lipsesc de la adunare. Că Domnul dă binecuvântare acolo unde se adună poporul său și slujească. Acum păzească-vă Domnul să nu faceți cum scrie în 1 Corinteni 11 că unii se adunau să fie mai răi. Unii zice acolo că nu puteau lua cina Domnului. Fiindcă cei bogați aveau o masă îmbelșugată și alții nu aveau nici ce să mănânce. Vă mai citești din cartea Maleahi aceleași adevăruri. Iată ce citim începând cu capitolul 1 până în capitolul 4 sunt evidente binecuvântarea și blestemul. Pentru că Domnul vrea să-i slujim, însă nu oricum, Maleahi capitolul 1, versetul 14. Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jerfește Domnul o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, ce Domnul oștirilor și numele meu este înfricoșat printre neamul. Dumnezeu vrea să-i slujim, dar vrea să ne sfințim pentru asta. Dumnezeu nu este mulțumit doar de pregătirea noastră, eventual de parada noastră. Dumnezeu nu are nevoie de farisei care se roagă în văzul publicului. Dumnezeu are nevoie să-i slujim cu toată inima, cu sinceritate. S-a întâmplat într-o adunare, când la o slujbă de peste săptămână, de joi seara, unii din frații din conducere au lipsit, erau plecați, și cei ce erau s-au îndreptat privirile spre un frate din comitet. Era bun predicator și au zis, frate, du-te tu la slujbă. L-au văzut că el nu mergea. Însă el avusese o supărare, o ceartă cu nevastă. Cum să slujesc așa? Era și ea la adunare? A încercat să mă aștepte, să trimite pe un altul. Dar așa s-a potrivit lucrurile că dintre slujitorii ordinași din comitet nu mai era nimeni. Și, repet, fiind un bun predicator, au zis, frate, dar du-te, ce mă aștepți? El însă a fost sincer. Și a spus, fraților, cum să mă duc? Și a început să plângă. M-am certat cu nevastă. S-a îndreptat spre ea și a spus, dragă, mă poți ierta? Și au zis, fraților, dacă vreți să faceți o rugăciune pentru mine, așa nu pot sluji. S-au dus poți frații pe genunchi, s-au rugat și a dat Domnul un har al iertării. Puseseră doar niște cuvinte așa nepotrivite, nu altceva. S-a dus apoi la slujbă și s-a împlinit, cum scrie în Psalmul 133, a dat Domnul binecuvântare și har în seara aia. Pentru că Dumnezeu vrea să ne privească. El vrea să ne fie binevoitor, dar mai înainte de a sluji, vrea să ne sfințească. Așa a zis Moise către Faraon, nu pot să spun dinainte ce vom aduce jertfă Domnului, vom vedea acolo. Cu alte cuvinte, acolo se vede cine poate sluji și ce slujbă putem aduce în fața Domnului. Știți ce zice Domnul în Matei 5? Dacă mergi cu darul la altar și ți-aduci aminte, e o problemă, mai poți sluji? Cu mâna goală nu poți să mergi, dar cu mâna murdară poți? Să ne curățim. Cum ce Scriptura, să luăm dinaintea noastră, dinaintea Domnului, faptele rele, Isaia 1, să încetăm să le mai facem, că acolo scrie de sărbătoare. Domnul vrea sărbătoare, dar nu orice fel de sărbătoare. Dacă nu-i curăție, zice tot aici în Maleahi 1, iată ce vă citesc, de la versetul 10, cine din voi va închide porțile, să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, ce Domnul oștiru, și darul de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarele până la sfinție, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Amin. Se poate întâmpla, dacă
Nu suntem curați înaintea Domnului și nu suntem drepți la slujbă. Dacă greșim, cum spune Iacov 2, că pe unul îl punem mai în față, că e mai bogat, pe altul că e mai sărac, nu-l băgăm în seamă. Zice aici, în capitolul 2, către cei ce slujesc, acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, ce v-am citit la început, din Deuteronom 30, dacă nu veți spune inima să dați slavă numele meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi binecuvânta, voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Cred că nimic n-ar fi mai trist decât să binecuvântăm, să avem impresia că vom fi binecuvântați și când colo să suportăm blestemul lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Ce-ar fi mai trist decât să vină doi tineri, de exemplu, nu sunt curați, vin să primească binecuvântare. Să mai fie și slujitorul care se roagă pentru ei, așa caută la fața omului, știu eu că le știe neamul și hai, treacă, meargă. Și în loc de binecuvântare o să vină blestemul. Unde? La slujbă. Dumnezeu vrea să binecuvinteze, dar Dumnezeu este sfânt. Să ne ajute bunul Dumnezeu să înțelegem asta, ca să nu vină peste noi blestemul, ci binecuvântarea. Asta știa și Iacov. Când mama lui a vrut să-l echipeze pentru binecuvântare, știți ce a zis? De află tata, cu ce mă aleg? Voi face să vină peste mine blestemul, Genesa 27. Tata a aflat cam târziu, Dumnezeu însă știa. Și fiindcă a trebuit să fugă de acasă și a fost înșelat, eu îndrăznesc să spun că Iacov și-a purtat în parte blestemul de care i-a fost teamă. În schimb s-a pocăit apoi și s-a rugat ca Domnul să-l binecuvinteze și Domnul e bun și l-a binecuvântat. Vă citesc în continuare din Maleahi, din capitolul 3. Vreau să înțelegem că noi trebuie să slujim Domnului atât cu partea sufletească și totodată cu darurile noastre care sunt o ofrandă pentru Domnul. Capitolul 3, versetul 7, să le legăm pe toate. De vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Dar voi întrebați în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați. Câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cum binecuvintează Domnul? În timp ce noi dăruim. Și dacă îl înșelăm, pe cine să înșelăm? Pe Dumnezeu poate fi înșelat? Ne păcălim pe noi înșine. Dar ideea de a înșela pe Dumnezeu o strecoară foarte ușor diavolul în mintea noastră. Așa că la Ania și Safira dăm și la biserică, dar în același timp să rămânem cu o imagine bună, dar în același timp să rămână ceva și pentru noi. De la noi din Apuseni știu următoarea întâmplare. Un om a fost într-o strâmtorare și știți că omul la necaz juruiește Domnului. Și a zis, Doamne, dacă din asta mă scoți, duc o vacă la târg și dau bani în numele Domnului. Dar ce-i pentru Dumnezeu să te scape? Spune Scriptura, e ceva prea greu pentru Domnul? Și pe a doua zi problema e rezolvată. Și omul a zis, băi, dar prea m-am grăbit. Dau o vacă. Era 2000 de lei atunci. Și a pus diavolul în minte ce să facă. S-a dus la piață cu o oaie și o vacă. Și când îl întreba oamenii cât dai vaca, spunea cu 200. Dar nu o vândem împreună cu oaia. Și oaia e 2000. Mă, omule, asta este, dar nu le dau numai împreună.
V-ați dat seama de ce a pus așa prețul, da? Să dea numai 200. Cu atât o vândut vacă. Ce credeți dumneavoastră? Este bine să înșelăm pe Dumnezeu, nu cu atâta, dar cu ceva mai puțin. Când socotim noi banii care îi avem de dat, să socotim că e partea Domnului numai ce ne-a rămas pentru familie, nu știu ce am dat pentru, știu eu, am făcut cadou la cineva. Dumnezeu este sfânt și drept. Să nu încerce cineva să-L înșele că Dumnezeu nu-ți numără banii, îți cântărește inima. Banii numeri tu, Dumnezeu la inimă caut. Și o să vadă acolo cât îi pentru Domnul și cât nu-i. Vă dau un alt exemplu, în ideea aceasta, Hagai capitolul 1. Spune Scriptura aici, de la versetul 2, așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou casei Domnului. Vă reamintesc pentru cei ce sunteți interesați de istorie, deci Cir Persanu a dat decretul de eliberare și de reconstituire a casei Domnului în anul 536 înaintea erei noastre. Dar trecuseră mai bine de 10 ani. Și datorită unei interdicții ce ulterior a fost anulată, evreii nu s-au apucat să construiască templu. Dar case își făcuseră. De aceea Domnul zice așa, dar pentru voi a venit, oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, semănați mult și strângeți puțin. Mâncați, tot nu vă săturați, betul nu vă este sete, nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați, tot nu vă este cald și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Deci faceți inventarul. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne, zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că aveți puțin. L-ați adus acasă, eu am suflat. Pentru ce? Din pricina casei mele care stă dărâmată, pentru că fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Adunare lipsită de binecuvântare. Dar dacă s-au hotărât să construiască casa Domnului, iată ce vă citesc referitor la efectele acestei lucrări din capitolul 2, versetul 18 și 19. Uitați-vă cu băgare de seamă la ce s-a petrecut până în ziua de azi, până la 24-a zi a lunii a 9-a din ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiu, nici băslinul n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Amin. Dragii mei, în urma la cele discutate, aveți ceva de modificat. Scrie domnul unei biserici, unor membri din biserica din Tiatira, țineți numai ce aveți. Erau pocăiți. Însă la alte biserici le spune, adu-ți aminte de faptele tale din tâi și pocăiește. Dacă cineva slujește Domnului cu sufletul lui, cu Duhul și totodată și cu trupul, Domnul să-l țină așa. Domnul atât cere, să slujești cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul tău. Dacă n-a slujit Domnului ca membri în adunare, cu partea spirituală și cu partea fizică, nu putea fi binecuvântare. Dar, așa cum scrie aici în Hagai, Domnul din ziua asta s-o dea. Îmi vine în minte două situații, una din Moldova și alta din Oltenia. Unui frate din Moldova, Domnul i-a vorbit referitor la casa de adunare dintr-o localitate să meargă să ridice cortul lui David, cum scrie în Amos. S-a dus în localitatea aceea din județul Vaslui și a întrebat, este biserică de pocăiți? Nu. Pocăiți sunt? Nu. Până la urmă a aflat că era o bătrânică.
Și-o întreabă, dumneata, de când ești pocăită? Nu au mai fost pocăiți aici? Unde ai pocăit? Unde ești membră? Și femeia zice, cu vreo 30 de ani în urmă. Aici a fost un grup de pocăiți, uite, a fost adunare într-un loc. Dar au fost începători, au fost probleme și s-a închis. Și femeia asta de mulți ani trecea prin locul acela și zicea, Doamne, în locul ăsta unde a fost adunare, ridic-o din nou. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunile ei adunate peste ani. Și fratele acesta, la îndemn Duhului Sfânt, i-a vorbit Domnul personal, s-a dus în localitatea aceea și a ridicat un locaș de închinare. Și a înțeles să ridice cortul lui David din dărâmarea lui. Și acum e adunare acolo. Mi-a povestit un frate din Petroșani că lui a dat Domnul darul să construiască case de adunare. Când a vorbit cu mine, avea vreo 3 sau 4 construite în zona Olteniei. Și odată i-a vorbit Domnul să construiască un locaș de închinare, așa simplu, nu catedrale, într-o localitate de acolo. Dar el a zis, eu bani n-am, ce pot să fac? Salar mic, familie mare. Și Domnul i-a zis, du-te că eu te voi sprijini. De tine am nevoie să pui mâna de lucru. Dar fiindcă el a zăbovit și n-a vrut să ia în calcul slujirea asta, Domnul a îngădit să se îmbolnăvească. A ajuns bolnav în pat, probleme cu coloana, avea trimitere la Timișoara pentru operație. S-a cerut la sfârșitul săptămânii acasă și de luni urmea să meargă la Timișoara și în timpul ăsta a postit cu toată familia și duminica a chemat frații să roage pentru eu să-i facă ungerea. Dar înainte de asta a zis, Doamne, dacă mă faci din nou să umblu pe picioare, de săptămâna viitoare mă apuc de lucru. Oricum sunt în concediu medical. Duminica Domnul l-a pus pe picioare. Nu s-a mai dat la Timișoara, nu-i opera nici în zi de azi. Și-a zis, Doamne, cu ce? S-a pus o rugat. Miercurea l-a sunat cineva din Spania. Și i-a zis, am niște bani, dar nu-i dau la săraci, îi dau numai pentru construcția unei case de adunare. Și cu banii aceia a început lucrarea. Când au fost nevoie de alții, Dumnezeu a purtat de grijă. Și astfel și-a putut îndeplini slujirea înaintea Domnului. Domnul l-a binecuvântat și pe el cu sănătate, a avut în vedere și casa lui, că Dumnezeu când lucrează nu mai trebuie nici adăugat, nici scăzut, că își face lucrări între, slăvit să-i fie numele. Așadar, fiți o adunare care slujește Domnului. Amin? Amin. Vreau să vă arăt acum din Scripturi cum binecuvintează Domnul o casă, o familie, sau cum o blastămă. Spune Scriptura, hai să rămânem în profeții mici. Vă citesc din Zaharia, capitolul 5. De la versetul 1. O vedenie. Am ridicat din ochii și m-am uitat și iată că era un sul de carte care zbura. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând, are o lungime 20 de coți. 10 metri și o lățime de 10 coți. Și el mi-a zis, acesta este blestemul care este peste toată țara, căci după cum este scris pe el, orice hoț, oricine jură strâmb, va fi nimicit cu desăvârșire de aici. Îl trimis, zice Domnul, ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb, în numele meu, ca să rămână în casa aceea. Și s-o nimicea, s-o mistuie, împreună cu lemnele și cu pietrele ei. În ce casă trimite Domnul blestemul? Acolo unde e strâmbătate, nedreptate. Iată ce zicea și Mica, rămân în profeții mici. Capitolul 6. Să știți că unii oameni își aduc singur blestemul acasă. Sau să respect cele ce am citit aici, blestemul zboară. Zboară se duce exact, aterizează unde trebuie. Mica 6 cu 10. Mai sunt în casa celui rău comori nelejuite și blestemata efă mică. Știți că evreii au fost duși în robie nu numai că s-au închinat idolilor, au fost nedrepți
și înșelau pe frații lor și pe săraci. Și asta a atras blestemul peste casele lor. Iată ce vă citesc din profetul Amos. Capitolul 8, versetul 4. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei norociți din țară. Voi care ziceți, când va trece luna nouă să vinde în griu și sabatul să deschide în grenarele, să micșorăm efa, să mărim siclu, să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm, apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Auziți cât valora un sărac, un sclav, pereche papuci. Și vom vinde codine în loc de griu. Domnul a jurat pe slava lui Iacob, niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișelii și nu se vor jăli toți locuitorii ei, nu se va umfla toată țara ca râul, ridicându-se și pogorându-se iarăși ca râul Egiptului. Domnul să vă păzească de așa ceva. Ascultați și ce vă citesc din Proverbe. Sunt mai multe versete, toate învățături biblice care dovedesc. Unde lasă Domnul binecuvântare și unde vine blestemul. Proverbe capitolul 3, versetul 33. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Deci ca să fim binecuvântați acasă, acolo unde ne aducem noi banii, acolo unde punem la cale planuri pentru viață, trebuie să fim drepți și neprihăniți. Ca să aduci blestemul peste casa ta, nu trebuie decât să faci planuri să înșeli și să nedreptățești. Tot în Proverbe zice, în 15:27, cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Sau tot în Proverbe 24:25. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Dumnezeu binecuvintează venitul celui neprihănit. Pe unii blestemă Dumnezeu cu sărăcie, ca pe Cain, acasă. Pe alții nu-i blestemă cu sărăcie, numai le ia bucuria și pacea. E altă formă de blestem. Nu se pot bucura de ceea ce au. Le fură Dumnezeu liniște. Situație în care oricum nu sunt fericiți. Dar dacă vrem să avem o casă fericită, unde să dea Domnul binecuvântare, și ce este interesant uneori la binecuvântarea Domnului, am auzit o descoperire pentru o familie, zicea Domnul, am hotărât să vă binecuvintez. Și binecuvântarea mea va fi ca un izvor care va curge într-una, nu ca un râu căruia îi dai drumul ca dintr-un baraj și care aduce și gunoaie, numai ca un izvor curat. Și mărturisea familia aceea și știu mai mult în situația asta. Spus, frate, nu știu cum a rândui Domnul să avem. Din lucruri mărunte. Uneori binecuvântare înseamnă să ai ce trebuie. Să nu se defecteze repede mașina. Să nu te îmbolnăvești ca să nu cheltuiești. Să dea Domnul binecuvântare și în lucrurile mărunte, în alimente. Să primești. Să îți găsească Dumnezeu de lucru. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și când vrea să binecuvinteze, o familie poate să o binecuvinteze. Vă dau ca exemplu pe Avram. Spune Scriptura despre el, Genesa 24, versetul 1. Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru.
Dar despre el vă citesc câteva lucruri în ceea ce v-am zis până acum, ca să vedeți cât de corect și cât de drept era. În capitolul 13 scrie că a avut o ceartă slujitorii lui cu ucia lui Lot. Și zice în versetul 8, Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine. Căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea mea? Mai bine disparte de mine. Dacă tu apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă tu apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Cu un astfel de om te poți certa? Care zice, ia ce vrei. Ce rămânea nu? Da. Dar nu-i tot una să iei ce vrei și apoi peste ele să picure blestemul. Și să te lase Dumnezeu să curgă în pungă deasupra, numai să-i fac o gaură de dedesubt, cum am citit din Maleah. Și aia să scurgă. Unde? Nici nu știi. E ciudat acolo. Zice că mâncau și nu se săturau, auzi? Se îmbrăcau și le era frig. Culmea. În capitolul 14, cum știți, a fost un război. Lot și cu ceilalți au fost luați prizonieri. Avram a înarmat 318 slujitori ai săi împreună cu vecinii, au ajuns armatele acelea cu tropitoare, au eliberat prizonierii și pe averile lor. Și zice aici în capitolul 14, versetul 21, Împăratul Sodomii a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomii, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel preanalt, Zidorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, nimic pentru mine. Au zis pe cine binecuvintează Dumnezeu, pe cine nu înșeală nici cu un ac, pe aproapele său. Nimic pentru mine. În capitolul 15, Dumnezeu a zis lui Avram, versetul 1, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. În original textul sună astfel, resursele tale vor crește rapid. Răsplata ta cea foarte mare. Adică Dumnezeu hotărâse să-i dea lui Avram binecuvântarea. Și despre Isaac scrie așa, îl pismuiau filistenii, capitolul 26, a strâns rod însutit. Da, dar acești oameni erau corecți și ridicau altare și slujeau Domnului, ce am discutat până acum. Un alt aspect referitor la o casă binecuvântată sau blestemată, vi-l citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 7, versetul 26. Să nu aduci în casa ta niciun lucru urâcios. Ca nu cumva să fii nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela, să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. V-aș da ca exemplu pe Acan. Știți că Ierihonul a fost destinat nimicirii și blestemului. Dar spune Scriptura în cartea Iosua, capitolul 7, versetul 1, Acan a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copilului Israel. N-a mai dat biruință poporului, dar vreau să vă arăt efectul la nivel de familie. Scrie de la versetul 20, Acan a răspuns lui Iosua, așa este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sticle de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Sunt ascunse pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Știți ce s-a întâmplat, da? Vă citesc de la versetul 24. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan argintul, mantaua, placa, fiii, fiicele, boi, măgari, oile, cortul și tot ce era a lui. Și i-au suit în Valea Acor și i-au zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israel l-a ucis cu pietre, l-a ars în foc, l-a ucis cu pietre. Pentru niște lucruri
blestemate, a adus nenorocirea peste toată casa. Aici vă atenționez în ce privește lucrurile urâcioase în casă și cu privire la televiziune și internet. Mai urâcioase ca astea nu știu, eventual numai vrăjitorii. Dar și din astea sunt pe internet cât vrei acum. Feriți-vă să intre la dumneavoastră astfel de lucruri pe care Domnul le urește cu desăvârșire. Atenție și la desenele animate. Statisticile spun că peste 80% din ele sunt vrăjitorești. Nu vă băgați pe satana în casă, că iese Domnul. Îmi spunea un tânăr în Austria, frate, nu mai pot dormi. Copil la 18 ani. De ce? Am văzut un film și acum filmele nu mai sunt așa cu haiducii noștri și cu Mihai Viteazul, ca pe vremea când eram eu copil. Acum filmele sunt cu monștri, cu Superman. De fapt ăștia vor să fie demoni. Este o politică demonică pentru oameni mari și pentru copii. Ca să nu mai zic de imoralitatea cât care există. Scriptura spune în Levitic 20 că Dumnezeu a vărsat, adică țara a vărsat din gura ei poporile cananite pentru imoralitate. Pentru că era de străbălare și la nivel de familie, de acele interdicții, să nu descoperi goliciune la cutare, la cutare, la cutare. Deci a vedea ceea ce este la ordinea zilei pe internet, pornografie, aviz în mod special bărbaților, a vedea filme, aviz femeilor, că ele sunt mai interesate de povești, și desene animate, aviz copiilor. Sunt lucruri urâcioase în urma cărora Domnul blestemă casa. Cunosc un caz din țară când un frate cu 7 copii era bolnav. Și Domnul a pus pe inimă la niște frați din altă localitate să se roage pentru el. S-au dus, s-au rugat și după ce multă vreme a stat în pat, s-a ridicat. Și un frate din Ardeal a auzit, el mi-a povestit personal și a zis, mă duc acolo să văd, e drept, a fost vindecat sau nu? S-a dus, s-a interesat, a zis, da, am fost la pat, Domnul m-a făcut, de m-am ridicat, dar încă nu am putere de muncă. Și Domnul a descoperit că existau lucruri urcioase în casa lui. Și de aceea nu a finalizat vindecarea. Când colocierea, omul fiind bolnav, la pat, avea și copii, filme, nu stricate, au zis ei. Filme creștine și alte desene animate. Și se uita și el și copiii. Și Domnul a zis, când le scoți afară, va ieși și boala. Și el, parcă tot stătea așa în cumpănă ca tânărul bogat, că ce-ți place e greu să rup de la inimă. Și nevastă sau femeie hotărâtă a zis, da, păi, pentru astea să am eu un soț bolnav când poate să fie sănătos? Și într-un sac le-a băgat pe toate și afară. Și nu mai știu datele la zi, dacă s-a îndurat Domnul sau nu, dar asta a fost cerința Domnului și eu cred că Domnul se ține de cuvânt. Numai și noi să ne ținem de cuvânt, amin? Amin. Și să îndepărtăm răul și stricăciunea din casa noastră. Să nu fie nici nedreptate, că diavolul e înșelătorul. Să nu fie nici nimic din ceea ce este imoral, ca Domnul să privească cu bucurie spre noi. Domnul a spus evreilor, în tabăra voastră să fie curăție, ca eu să pot locui între voi. Și aș mai adăuga un lucru, Maleahii 4:6. A zis Domnul că va trimite înaintea fiului său pe solul său, în duhul și puterea lui Ilie, să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea Domnului să lovească țara cu
În ce condiții mai blestemă domnul țara? Când nu-i înțelegere. Când îi ceartă, domnul nu dă binecuvântare. Atenție la relațiile dintre soți și la relațiile dintre părinți și copii. Spune Scriptura Iacov, capitolul 3, acolo unde este ceartă și duc de pismă, acolo sunt tot felul de fapte rele. Dar înțelepciunea care vine de sus și aduce binecuvântare, aceea e pașnică, plină de roduri bune, nefățarnică, fără părtinire. Doamne, ajută-ne să trăim în pace. Ca Domnul să dea binecuvântare în casele noastre. Amin. Și în ultimul rând, ce om, deci ca individ, Domnul binecuvintează sau respectiv blastămă? Mă întorc la ceea ce v-am citit din cartea Deuteronom, capitolul 30. Și vă citesc de la versetul 16. Căci îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cum înțelegeți dumneavoastră cuvintele acestea? Pentru că în limbajul nostru românesc, nu știu cum ar veni în italiană, oamenilor li se pare că iubirea nu poate fi poruncită. De exemplu, nu poți porunci unui băiat să iubești pe fata aia. Da, da, după ce s-a căsătorit, poți să-i poruncești să-și iubească nevasta. Dragii mei, în relație cu Dumnezeu cu care avem legământ, sau cu partenerul de viață, sau cu copiii, cum zice în Tit, să-și iubească bărbații și copiii, iubirea nu-i numai un sentiment, că dacă simt să-L iubesc, îl iubesc, dacă se poartă frumos, îl iubesc, dacă Domnul îmi dă, îl iubesc, dacă nu cârtesc, iubirea este poruncită. De exemplu, în Psalmul 27, ni se vorbește despre iubirea care o avem cu ușurință. Și asta vine tot de la Domnul. Psalmul 27, citesc de la versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Sunt situații în care avem un îndemn din inimă să te rogi. Ai un îndemn să citești, te duci cu bucurie la adunare. Nu-mi ascunde fața ta, nu-mi depărta cu mânie pe robul tău, tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa. Dar vă amintește ce zice Ieremia în capitolul 17 al cărții sale, inima-i nespus de rea și jelătoare, cine poate să o cunoască? Dreptă-i că sunt situații în care inima nu te îndeamnă la rugăciune și parcă n-ai chef de lucruri sfinte. Atunci ce-i de făcut? Atunci inima nu zice să te rogi. Maică-o seamă la tineri, atunci inima le spune să vadă un film, să meargă la un meci. Lăsăm după inimă? Cum rămâne cu porunca? Îți porunce să iubești. Sunt mai multe versete în Biblie, eu mi-am amintit unul din cartea 1 Cronici, capitolul 22, unde David vorbește la moarte urmașilor săi, 1 Cronici 22, versetul 19. Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul. Deci când inima zice caută fața Domnului, e ușor. Dar sunt situații în care tu trebuie să spui inima. Adică tu trebuie să știi, acum e ceasul rugăciunii, mă pun și mă rog. Și dacă îmi vine să adorm, mă scol și mă rog în picioare. Acum e vremea și citesc în Biblie și mă puc și studiez, pentru că altfel o să slujești Domnului cu jumătate de inimă. Și Dumnezeu nu acceptă să-L iubim cât ne dictează inima noastră, ci cât ne dictează voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Îți poruncesc să iubești pe Domnul. Pentru că, revin la Deuteronom 30, Domnul binecuvintează numai pe oamenii care îl iubesc. Spune Scriptura aici,
30, versetul 19, spun înainte binecuvântarea și blestemul. Și apoi de explicație cu versetul 20. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, Doamne, ajută-ne! Asta mi se pare mie că este o slăbiciune la penticostal. Când ne vine să ne rugăm, ne rugăm cu foc, facem stăruință. Și odată când ne simțim așa slăbiți, 2 minute și gata. Fie că e la adunare, fie că e acasă. Dar unde e disciplina? Asta înseamnă iubire? Dacă uneori te duci acasă la nevastă și te-ai purtat frumos cu ea, ai face declarații de dragoste, ai îmbrățișa-o, ai face cadouri și altădată, și spui, băi, femeia astăzi nu m-a tras inima să vin acasă. Am zis că e normal? Dar cu Domnul e normal? Când iubim pe Domnul, ne binecuvintează. Când nu-L iubim, ne alegem cu blestem. Știți de ce? Chiar atât ai de pretențios, Domnul? Nu. Când nu ești cu Domnul, îți vine de la însăși părtășia ta cu diavolul și cu lumea blestemul. Zicea Domnul prin Ieremia către popor 2:19, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și vei vedea că, zice tot acolo în 2:2, când erai în pustie într-un pământ uscat, mă urmai din iubire și le spune între timp, ai dat de bogăție și ai uitat de mine. Cum se face că uneori iubim pe Domnul și mai aproape de El în sărăcie și în necaz? Și când avem de toate, zice și în Ezechiel 16, am trecut pe lângă tine, nimeni nu s-a făcut milă de tine după ce ai fost născută. Te-am luat, am avut grijă de tine, te-am făcut împărăteasă și mi-ai întors spatele. Exact asta plângea Dumnezeu, că n-au avut iubire. Vreau să vă dau o dovadă biblică ca să vă puteți verifica dacă îl iubiți sau nu pe Domnul. Dar în primul rând vreau să vă citesc din Romani 8, să știți că El ne iubește. Și iată dovada. Citesc de la versetul 32. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Care-i dovada că ne-a iubit Dumnezeu? N-a cruțat pe Fiul Său, ce a avut mai scump, singurului Fiu. Și că împreună cu El ne dă toate lucrurile. Atunci vei putea să fii sigur că îl iubești pe Domnul, că nu cruți nimic pentru Domnul. Și ești în stare să dai tot. Până atunci, iubirea negociază și nu întreagă. Vă dau ca exemplu pe Avram, Genesa 22. Versetul 2. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l arde tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram a plecat. Cred că așa ca în cazul lui Iov, toți ochii din cer priveau spre el. Dumnezeu cu îngerii, satana cu hoardele lui. Și zice în versetul 14. Avram a pus locul acelui, numele Domnului va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult. Când ai lucruri care le cruți, Domnul te lasă cu ele. Când pentru Domnul nu mai cruți nimic, Domnul te binecuvintează. Ești în stare să te rogi Domnului și când ești obosit, să postești și să cauți pe Domnul cu toată inima, fără să cruți ceva pentru tine?
Ești în stare să-i dai, Domnule, așa ca Abel, cele din tâi din rodurile tale? Hai, spune-mi, te rog, dacă ai o zi liberă, ca să spun ceva mai simplu, că banii-s munciți. Auziți, să știți că omul mai ușor dă banii pentru Domnul decât timpul lui liber. Eu nu vă întreb cât îl iubiți pe Domnul după câți bani dați, ci după cum vă petreceți timpul liber. Asta e proba. Pentru ce vă arde inima seara? Când nu e adunare, nu când e adunare. Când e adunare și farisei vin. Când ești liber. Ce dorești? Și credincioși vin, nu numai farisei. Dar la adunare poate fi cineva fariseu. Nu numai să vină doar pe stămână, să și postească de doar pe stămână. Și totuși să nu fie inima dată Domnului. David iară se remarcă prin dragostea lui și zice, un lucru cer de la Domnul și îl doresc, fierbinte, vreau să stau toată viața mea în casa Domnului. Asta e adevărata iubire. Zice el, 1 Cronici 29 cu 2 și 3, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu dau mai mult decât a fost necesar. Pentru că îl iubea pe Domnul. Doamne, ajută-ne și nouă. Dar pentru asta trebuie să ne disciplinăm, să ne învățăm, să slujim Domnului cu toată puterea noastră, cu toată inima noastră. Este versetul acela, mă întorc la Romani 8, care spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce? Ați văzut unii secretul? Vrei să-ți meargă bine în toate, să-ți dea Dumnezeu binecuvântare de plină? Iubește pe Domnul. Moise le-a spus așa, cum zice noi, mură în gură le-a dat-o. Măi, iubește pe Domnul și cu asta ai ales binecuvântarea, ai ales viața și ai ales binele. Doamne, dă-ne o astfel de inimă. Dă-ne Duhul Tău, că iubirea este roada Duhului Sfânt. Dar dacă avem rezerve și nu ni toată inima dată Domnului, spunea Domnul Matei 25, că în final va zice unora, veniți binecuvântații și duceți-vă cu diavolul. Deci cine are inima lipită de Domnul va avea binecuvântarea să fie cu el pentru veșnicie. Cine nu e inima lipită de Domnul o să cadă sub blestem, că Dumnezeu nu te duce în rai să te concentreze. Să rămâi în caz armat și să nu te lase la vatră. Domnul vrea ca acolo la vatră unde ești să fii un templu a Duhului Sfânt. Și acolo Domnul să trăiască în viața ta, amin? Și închei. În a vă spune că dacă Domnul vrea să ne binecuvinteze, că El are putere, și adunarea, și casa, și pe noi, ar fi bine să binecuvântăm și noi pe Domnul în orice vreme. Dar la ce vremuri vă gândiți când rostiți cuvintele orice vreme? Vremuri bune, în primul rând, nu? S-a dus diavolul în cer, scrie Iov 1 cu 10, pare mi se. Și a zis lui Dumnezeu despre un pocăit. Și acum s-ar putea să zică despre dumneavoastră cum ați mai dat de falimente și de sărăcie. Ia întindeți mâna și atind tot ce are și stând credințat că te balbestema în față. Când rămâneți fără tot ce ați avut, mai puteți binecuvânta pe Domnul? Au zis, ascultați ce-a zis Iov. Versetul 20. Gol am ieșit din pântcile mamei mele. Pentru unii dintre valabil, gol am ieșit, am venit în Italia. Și dacă vi se mă duc o gol înapoi, Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și cred că s-a auzit în cer corul de îngeri. Amin, amin. Că Dumnezeu tot o să ne îmbogățească până la urmă și nouă ne dă universul întreg slăvit să-i fie numele. Amin. Și diavolul încăpățânat ei nu s-a lăsat. A venit iar la Dumnezeu la următoarea ședință. Și au zis, stai că i-a luat averea și le-a lăsat fără firmă. Dar să vezi dacă se îmbolnăvește, atunci te blestemă în față. Însă Iov n-a blestemat. A fost bolnav în anul trecut și diavolul ar fi vrut ori soția să intrăm în pământ. Nu i-a dat voie Domnul.
Însă Dumnezeu îngăduie ori să trecem prin stări de boală. Situații în care, printre altele, credință înseamnă să aștepți, să fii la îndemâna Domnului, să aștepți ca frații și adunările să se roage, că așa vrea Dumnezeu să întărească relațiile frățești. Cândva mi-am zis, dar ce trebuie să roage alții pentru mine? Și Dumnezeu m-a smerit și în privința asta, că să cer ajutor la alții, să se roage pentru mine. Și apoi, la vremea potrivită, Dumnezeu s-a îndurat, slăvit să-i fie numele. Amin. În toate astea, noi trebuie să rămânem și să-L binecuvântăm pe Domnul. Amin. Și încă ceva, binecuvântați și pe frați și pe surori. Rostiți binecuvântări. Am mers într-o familie la o soră în vârstă cu soția și pace, pace, și imediat a început, vai, și mi-au făcut copii și m-au supărat și nu mă ajută. Și... Dar nu murea de foame, dar nici nu puteau să stea lângă ea, că aveau servici. Am mers la o altă soră, asta chiar că era singură. Mai mult vecinii îngrijeau că ea se putea mișca greu, 90 de ani. Și când mi-au apucat mâna și mie și soție, zice, Domnul să te binecuvinteze și cu sănătate și cu pace și să te binecuvinteze copiii și să te binecuvinteze când pleci în lucrare și când te întorci. Și nu țin minte cât de lungă a fost binecuvântarea. Ați vrea să ne binecuvântăm și noi unii pe alții? Amin. Cel puțin să dorim, Domnul dă binecuvântarea, dar ia aminte și la rugăciunile noastre. De aceea, aflând toate aceste lucruri, să binecuvântăm pe Domnul întotdeauna și să binecuvântăm și pe oameni. Zice în Iacov 3, cu limba asta, e bine de binecuvântat oamenii care sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul în toate. Amin. Amin.